acest video în care o să-ți prezint recenzia cărții Puterea, scrisă de Rhonda Byrne, o carte de dezvoltare personală foarte, foarte bună pe care am citit-o de mai multe ori și vreau să ți-o recomand și ție. Este una dintre cărțile mele preferate. Pentru aceia dintre voi care nu știu, Rhonda Byrne este celebra autoare a documentarului The Secret sau Secretul, pe care îl găsiți pe YouTube atât în limba română cât și în limba engleză, însă ea a scris și cartea cu același nume, Secretul, un bestseller internațional care s-a vândut în peste 46 de milioane de exemplare și a fost tradus în mai multe limbi străine, da? Aceasta, Cartea Puterea, este o altă creație a acestei autoare de dezvoltare personală, Rhonda Byrne, alături de alte cărți, precum Magia, Eroul, Secretul Învățături Zilnice și alte cărți pe care le are în lucru în prezent. Așa că în acest video te rog să rămâi până la final și să asculți cu atenție recenzia acestei cărți și cine știe poate vei fi curios să cumperi la rândul tău această carte și să o citești. Pentru aceia dintre voi care vor să o achiziționeze, consultați secțiunea de comentarii pentru că acolo o să vă dați linkul către librăria online de unde o puteți cumpăra la reducere. Așa că dați un like acestui video, așezați-vă confortabil, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o și haideți să vedem despre ce este vorba. Această carte, Puterea, este una dintre cărțile cele mai simplu de citit. Ea face referire în principiu la legea atracției, despre care autoarea vorbește și în filmul Secretul, dar și în cartea Secretul, însă povestită într-o altă manieră. Subiectul principal al cărții este gândirea pozitivă și cum puteți folosi emoțiile și sentimentele voastre pentru a manifesta ceea ce vă doriți în viață. Este o carte care are aproximativ 250 de pagini, foarte simplu de citit și cu un design deosebit. Am să vă arăt și vouă cam cum arată fiecare capitol, da? Cum este scrisă, vedeți, paginile sunt destul de bine aranjate și textul este într-o manieră foarte, foarte interesantă, cu imagini, cu citate și foarte important, la fiecare sfârșit de capitol, autoarea ne prezintă și un rezumat al acelui capitol sub denumirea afirmații care emană putere. Și uitați cum arată acest rezumat. Astfel încât vouă va fi foarte ușor ca atunci când vreți să reveniți asupra unor idei, să citiți aceste afirmații și să le memorați, astfel încât să le puteți aplica în viața voastră. Deci, cartea este foarte bine sintetizată și vă ajută să vă însușiți principiile pozitive pe care le transmite, da? În această carte veți găsi exemple de viață ale unor oameni care au răzbătut, da? Care au reușit să se ridice deasupra greutăților. Sunt multe citate motivaționale în această carte, scrise de filozofi, diferite genii ale istoriei, psihologi, psihiatri, scriitori cu renume. Avem aici pe Neville Goddard, îl găsim și pe Mahatma Gandhi, pe Isus, iată, avem citate din Biblie în carte, Charles Hanel, Isaac Newton, Buddha, Pierre Leilhard de Chardin, găsim de asemenea Robert Browning, Prentice Mulford, l-am mai spus odată, Alexander Graham Bell, Shakti Gawain, sper că am pronunțat corect numele, Henry David Thoreau, autor transcendentalist, Christian Larson, un alt mare autor al cărților de dezvoltare personală, regăsim și pe William Clement Stone, și Sfântul Augustin din Hippo, Sfânta Caterina din Siena. Iată, sunt foarte multe vorbe de duh citate pe care le puteți extrage din carte,
și le puteți repeta pentru a vi le aminti în diferite situații de viață. V-am zis, paginile sunt lucioase, cartea se poate lectura cu ușurință, în 2-3 zile o terminați, pentru că este foarte simplu de reținut ceea ce scrie în ea. Important este să rețineți că această carte este una din cărțile de referință în materia spiritualității și a dezvoltării personale. Este o carte de psihologie motivațională și vă va ajuta să înțelegeți mai bine puterea care există în lăuntrul vostru, puterea gândurilor și sentimentelor voastre. Veți învăța să deveniți conștienți de ea și să o folosiți pentru a manifesta în realitatea voastră ceea ce vă doriți. Așa cum bine știți, dacă mă urmăriți pe acest canal, puterea gândului este formidabilă și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră ca indivizi pleacă de la gând, de la mentalitate. Un gând întreținut în permanență în minte pătrunde în subconștient și de acolo, cu ajutorul legii atracției, devine realitatea noastră înconjurătoare, da? Așa că aceasta este una dintre cărțile pe care vă recomand cu prisosință să o citiți și mai mult decât atât să reveniți la ea periodic, pentru că este una dintre acele cărți asupra cărora trebuie să mai revii din când în când, măcar o dată pe an, și să revezi ideile esențiale, da? Face parte din colecția Secretul, așa cum v-am zis și la început, iar ca și subiecte principale de discuție, ea acoperă mai toate domeniile importante ale vieții: carieră, bani, relații, sănătate, familie, armonie interioară, da? Și în general cum să-ți creezi o viață mai frumoasă plecând de la resursele pe care le ai și încercând să-ți modelezi viața cu ajutorul imaginilor mentale, a gândurilor pozitive, a emoțiilor constructive, da? Cartea aceasta este foarte importantă și pentru că numai citind-o te ajută să-ți schimbi starea, să devii mai optimist și să simți că ai puterea să preiei controlul asupra vieții tale, da? Tocmai de aceea am vrut să fac această recenzie și uite, chiar în introducere autoarea spune: destinul tău este să duci o viață minunată, adică ai fost creat pe această lume să ai tot ceea ce îți dorești, să te bucuri de viață, nu să trăiești în lipsuri, în suferință și în necazuri, da? Deci puterea de a schimba aceste lucruri există în tine, este la dispoziția ta. Tot ceea ce trebuie să faci este să devii conștient de ea și să înveți cum să o descătușezi și să o canalizezi în direcția potrivită. Iar această carte îți arată tocmai acest lucru, cum să faci asta, și este o valoare foarte mare în această carte, pentru că în schimbul a câtorva zeci de lei pe care îi plătești pentru a o cumpăra, ea îți oferă o valoare înmuinită în schimb, da? Te ajută să-ți schimbi mentalitatea și odată ce reușești să faci asta, vei vedea că totul în jurul tău se va schimba. Jim Rohn, unul dintre cei mai mari speaker motivaționali din lume și autor celebru al cărților motivaționale, spunea că nu trebuie să cauți schimbarea în exteriorul tău, trebuie să te schimbi tu și atunci circumstanțele exterioare se vor schimba cu ușurință. Așa că primul pas pe care îl poți face ca să faci o schimbare în viața ta este în primul rând să te schimbi pe tine și să încerci să implementezi obiceiuri constructive, iar cititul cărților de dezvoltare personală este unul dintre acele obiceiuri pe care să le cultivi, este bine să le cultivi. Așa că fă-ți timp să citești în fiecare zi, indiferent ce ar fi, și începe cu această carte dacă nu ai citit-o încă și citește-o cu atenție, asimilează aceste principii de viață, pune-le în practică și o să vezi cât de bine te simți și asta nu înseamnă că nu vei mai avea probleme sau că viața va fi roz. Ar fi o prostie să spun lucrul ăsta. Nu! Te va ajuta să ai instrumentele necesare să faci față problemelor și să le depășești cu ușurință. Să transformi problemele în avantaje. Asta te ajută această carte, să
privești lucrurile din perspectivă pozitivă, să vezi partea plină a paharului, da? Să ai o mentalitate de succes. Având asta, vei reuși să găsești soluțiile potrivite la momentul potrivit și să nu rămâi acolo jos când cazi. Dacă recomandarea mea este să citești această carte și după ce ai citit-o vreau să-mi lași un comentariu și să-mi spui care este ideea esențială pe care tu ai reținut-o și cu care ai rămas în minte pentru cât mai multă vreme, iar aceia dintre voi care nu ați citit această carte, vreau să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți care este ultima carte pe care ați citit-o, da? Așa că aceasta a fost recenzia cărții Puterea, scrisă de Rhonda Byrne. Sper din tot sufletul să vă fie de folos și să vă ajute să vă faceți o idee despre tematica cărții. Și aceia dintre voi care nu v-ați abonat încă, abonați-vă la canalul de YouTube pentru că veți găsi și mai multe materiale de dezvoltare personală, psihologie motivațională și recenzii de cărți motivaționale. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept într-un video viitor. Nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material și prietenilor voștri pentru a lua cunoștință de el. Dacă vreți să citiți mai multe articole de dezvoltare personală, recenzii de cărți motivaționale, vă invit la mine pe blog www.psihologiagândului.ro. Acolo veți avea ocazia să găsiți zeci de articole de psihologie care să vă ajute să vă creați o viață mai bună. O să vă las link în descriere și de asemenea o să vă las link cu această carte în descriere ca să puteți beneficia de o reducere. Eu am fost Andrei de la Psihologia Gândului și vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți în acest video și nu uitați, gândiți pozitiv tot timpul.